În județul Mehedinți se regăsesc 7 centre de vaccinare, dintre care unul și în Baia de Aramă, unde se administrează vaccinul Pfizer. Până în prezent, capacitatea maximă de imunizare este de 60 de persoane pe zi, iar la momentul actual nu mai este niciun loc disponibil. Dumneavoastră sunteți, da? Și sunteți pentru prima dată sau pentru a doua? A doua. Și buletinul dumneavoastră? Se pare că vaccinarea cu serul Pfizer rămâne în topul preferințelor cetățenilor. La centrul de imunizare din Baia de Aramă s-au înscris tot mai mulți mehedințeni, iar la momentul actual nu mai este niciun loc disponibil. În momentul de față oamenii vin să se vaccineze, sunt destul de complianți. În fiecare zi avem în jur de 60 de persoane care vin să se vaccineze. Ăsta este maximul pe flux la ora la care vorbim. Locuri libere, din păcate, nu sunt. Sperăm să se suplimenteze, sperăm să ne dea voie să vaccinăm mai mult de 60 de persoane pe zi. Asta probabil că se va întâmpla în momentul în care va fi vaccin suficient cât să poată să crească vaccinarea pe flux. Totodată, medicii de aici au întâmpinat o serie de probleme din cauza că oamenii au venit la vaccinare, deși prezentau simptome de COVID-19 sau de răceală. Zilnic întâmpinăm probleme, eu și în special colegii mei care sunt de dimineața până seara, de luni până duminică, să zic așa. Sunt persoane care nu se pot prezenta, deși sunt programate fie la prima doză, fie la rapel, din cauze obiective. Fie sunt pe tratament fix în perioada în care ar trebui să facă prima doză sau rapelul, fie au contactat virusul între timp și atunci rămân locuri libere care trebuie suplimentate pentru a nu pierde doze și apelăm la liste de așteptare, liste trimise în ultima săptămână de STS, fie listele pe care noi ni le-am făcut la centru de vaccinare cu persoane care și-ar dori să se vaccineze și nu au avut posibilitatea să se vaccineze sau să se programeze până în acest moment. Persoanele care prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19 sau care au alte probleme de sănătate în perioada programării la vaccin ar trebui să anunțe la centrele de imunizare pentru a se proteja atât pe ele însele cât și pe ceilalți din jur.